Încălzirea orașului continuă să fie un subiect prioritar pentru Severin. Așa se face că fiecare candidat pentru primăria municipiului și-a făcut propriul plan atunci când vine vorba de încălzirea orașului din sezonul rece următor. Daniel Cârjan consideră că cea mai viabilă soluție ar fi aceea a folosirii în continuare a termocentralei de la Halânga. Obligația noastră este să ne asigurăm că vom avea apă caldă și căldură în iarna care urmează. De aceea, varianta a doua, care este cea mai viabilă în acest moment din toate punctele de vedere, este tot actuala termocentrală. Așa cum actuala termocentrală a furnizat apă caldă și căldură, agent termic populației în iarna care a trecut, cu siguranță poate să o facă și iarna următoare, iar în acest sens, cu sprijinul Guvernului României, cu sprijinul Ministerului Energiei, cu siguranță termocentrala poate fi conservată și menținută astfel încât următoarea iarnă să avem apă caldă și căldură. În cazul în care repornirea termocentralei nu va mai fi posibilă, Cârjan se gândește și la o soluție de rezervă. În punctele termice din oraș s-ar putea construi centrale de cartier pe gaze, pe pereți, în funcție de posibilitățile zonei la alimentarea cu gaz. Situația termoficării pare însă să se dezlușească după semnarea scrisorii de confort din partea consilierilor localei Severinului. Reprezentanții firmei constructoare a noii centrale au dat asigurări că orașul va avea, începând din noiembrie, apă caldă și căldură de la noua centrală.